Se vorbea despre împărăție, care dintre voi sunteți regi. Uitați-vă că citesc din Biblie, Estera, capitolul 2, versetul 7. El, adică Mardoheu, creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său. Această fată nu avea nici tată, nici mamă, dar uitați-vă cum era prezentată. Era frumoasă, la statură și plăcută la vedere. Când s-a auzit porunca împăratului și otărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut împăratului și a căpătat trecere înaintea lui pentru ca să ajungi în împărăție, pe lângă celelalte lucruri spuse, să știți că, indiferent din ce familie faci parte, vei fi încercat. Vrei, nu vrei. Poți să te naști în familia perfectă, poți să ai toate condițiile alimentare, financiare, sociale. Dacă vrei să ajungi în împărăție, în împărăția lui Dumnezeu, bineînțeles, vei fi încercat. Apostolul zicea, în împărăția lui Dumnezeu se ajunge prin multe încercări. n cum să fii cumpăratul dacă nu treci prin încercări. Ca să ajungi în împărăție, în al doilea rând, trebuie să te întâlnești cu împăratul. Nu trebuie să auzi despre împăratul. Nu trebuie să-l vezi de la distanță. Nu trebuie să fii 5 metri distanță, în altă casă, nu, trebuie să fii în aceeași cameră. Să-l vezi cu ochii tăi, să-l auzi cu urechile tale, să-i simți prezența totalmente. De ce? Pentru că numai cine s-a întâlnit cu regele nostru drag Domnul Iisus Hristos, ajunge în împărăția sa. Hadasa nu era printre cele selectate la prima vedere era încercată pentru că a trecut prin foarte multe situații dificile. Dar uitați-vă când Dumnezeu zice, eu schimb istoria. Eu transform lucrurile, cum se spunea deja, produc o curiză Și când nu mai există nicio soluție și când toate vor să fie împărătese, eu aleg pe una la care nimeni nu se așteaptă. Hadasa să ajungi regina, să fii împărăteasa lui Dumnezeu, să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vreodată în lumea asta vei fi încercată, nu te teme, Dumnezeu va fi cu tine. Credeți asta? Slăviți să fie numele Domnului. Uitați-vă că a fost încercată și după ce s-a întâlnit cu împăratul, pentru că lumea asta sunt oameni răi, se spunea foarte mulți oameni răi. Oameni invidioși, oameni, pot să-i numesc chiar peliculoși, oameni care nu suportă ideea că cineva trebuie să fie într-o lucrare și vrea neapărat să fie altcineva. Așa e lumea asta în care trăim noi, o lume rea. Și zice Biblia că Haman nu-l suportă Marduheu, nici cum domnule. De ce? pentru că Mardoheu are o regulă. Deasupra regelui Ahaj Veroș este regele regilor. Este Dumnezeul cel adevărat și eu nu mă închid niciunui om, numai regelui meu. Ajută-ne, Doamne, las! Ajută-ne, Doamne, las! Și zice Biblia că au încercat prin sisteme, să omoare tot ce ține de neamul lui Mardoheu. Dar ce cu neamul lui Mardoheu dacă ai treabă cu el? De ce te enervezi? De ce pui pică și ții ranchiuna? De ce? Oameni răi, apropo, de oameni răi. Oameni care nu suportă binele, care vor să facă rău doar pentru că să se simte ei mai bine, mai ușurați, mai respiră mai ușor. Dar Dumnezeu zice, aleg o femeie, o aleg pe Hadasa, să se expună pentru numele meu, pentru poporul meu și împotriva oricărei legi care e semnată și decretată și parafă și tot. Estera merge la Mardoheu, vorbește cu slujicele ei, asta înseamnă că avea o coloare, colaborare bună cu, cele, cu cele care erau subalternele ei și toți postez. Cât timp? Trei zile și trei nopți. Și a zis Estera, indiferent ce o să-mi facă regele, mă duc în pofida legii și cer viață. Alege viață. Cer eu, respecto, și vei avea viață veșnică din Domnul Isus Hristos. Și uitați-vă că pentru ca să ajungi în Împărăția Lui Dumnezeu, va fi un moment al încoronării. Doresc din în toată inima ca toată familia Crișan, toată familia Bolboacă, toți din ai dumneavoastră să ajungeți în ziua aceea împreună cu noi în Împărăția Lui Dumnezeu. Să fim încoronați de Marele Rege Iisus Hristos. Nu merităm nimic pentru asta, Împăratul și-a întins toiagul în semn că o primește pe Hadasa pe și a zis să semnul că îți fac trecere, nu meriți, îți dau trecere, îți fac favorul acest. Și noi toți vom fi mântuiți prin puterea lui Dumnezeu, datorită meritelor Domnului nostru.